După proclamarea oficială a canonizării Sfântului Cuvios Macarie Protopsaltul, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhilor invitați, pelerinilor, precum și tuturor celor care s-au implicat în organizarea sărbătorii Hramului Catedralei Patriarhale. La rândul său, Preafericitul Părinte Gheorghe, Arhiepiscopul Ciprului, a mulțumit întâi stătătorului bisericii noastre pentru invitație și a reamintit bunele relații dintre cele două biserici surori. La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a mulțumit ierarhilor străini și români care au participat la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, precum și tuturor instituțiilor și persoanelor care s-au implicat în organizarea Hramului Catedralei Patriarhale. De asemenea, întâi stătătorul bisericii noastre a apreciat prezența celor peste 100.000 de pelerini care au venit zilele acestea pe Colina Bucuriei. Vă mulțumim dumneavoastră, iubiți credincioși pelerini, pentru prezența pe Colina Bucuriei aici în aceste zile de sărbătoare. Frumusețea unei biserici nu constă numai în o construcție măreață și o pictură frumoasă, ci în primul rând frumusețea unei biserici este dată de mulțimea credincioșilor aflați în biserică la rugăciune. Pentru că biserica cea vie, care are ca înveliș arhitectural biserica de zid, este cea în care Hristos, prezent, lucrător, vindecător și sfințitor. Dar, desigur, ținem să mai salutăm o dată în plus, cu multă bucurie, faptul că ne-a onorat cu prezența în aceste zile Preafericitul Părinte Gheorghios, Arhiepiscopul Noii Iustiniane și al întregului Cipru, care a slujit Sfânta Liturghie în data de 26 octombrie cu prilejul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, și care în aceste zile ne-a vorbit mult despre viața Bisericii din Cipru. Acolo în Cipru se află mai multe zeci de preoți români. Recent și Biserica Ciprului a înființat o facultate de teologie pentru a forma preoți pentru insula Cipru. Dar ne-a vorbit și despre suferința acestei țări din faptul că o parte din țară, 37% din teritoriu, a fost ocupată de altă țară vecină, de Turcia. Deci avem aici prezența unei biserici apostolice. La anul 45 după Hristos au fost primii apostoli care au vizitat insula Cipru. Și în insula Cipru a fost, după ce a înviat din morți, timp de mai mulți ani episcop, Sfântul și dreptul Lazar. Și tot din Cipru a fost Sfântul Mare Mucenic Barnaba, care a fost un evreu din Cipru, devenit creștin și mare predicator al Evangheliei lui Hristos. Dar fiind și un om înstărit, a finanțat aproape toate călătoriile misionare ale Sfântului Apostol Pavel. La rândul său, Preafericitul Părinte Gheorghe, Arhiepiscopul Ciprului, a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru invitație și a reamintit bunele relații dintre cele două biserici surori. Vă mulțumim, Preafericirea voastră, pentru invitația pe care ne ați adresat-o de a participa în mărita țară a Preafericirii voastre. Vă mulțumim pentru ocazia de a fi uimiți de evlavia binecredinciosului popor român și de a ne închina la Sfintele Mănăstiri din România. Mulțumim călduros și pentru cuvintele de dragoste ale Preafericirii voastre, pentru găzduirea exemplară încă de când am ajuns pe binecuvântatele meleaguri ale României. Dintotdeauna au existat relații frăcești între cele două biserici ale noastre. Cooperarea noastră a fost rodnică, atât în trecut cât și în prezent, la dialogurile interortodoxe și intercreștine. Nu o să uităm niciodată ajutorul venit din partea poporului român în perioada grea prin care a trecut țara noastră în timpul ocupației ei de către otomani.
În vremea aceea, clericii ciprioți veneau în România, fie pentru a studia la școlile de aici, fie pentru a colecta fonduri, astfel încât să poată ajuta după aceea poporul nevoiaș aflat sub ocupație otomană. Exprimându-mi încă o dată prefericirea voastră, mulțumirile noastre pentru invitația pe care mi-ați adresat-o, pentru minunata primire și pentru găzduire, sperăm să vă putem găzdui în curând în Cipru, ca să vă închinați și prefericirea voastră la sfintele noastre mănăstiri aflate în zona neocupată și să puteți binecuvânta și poporul nostru. Epischiazun olon de nefsevi rumanicolao. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit la final tuturor ierarhilor din străinătate invitați câte o icoană cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou.